Numele cântărețului de muzică de petrecere, Vali Vigelie, este acum gravat alături de monștri sacri ai muzicii, precum Michael Jackson și Elvis Presley, dar și de staruri de cinema și din politică. Vigelie ar fi plătit 55.000 de euro pentru a avea o stea cu numele său pe celebra alee Walk of Fame. Potrivit Spy News, Vali Vigelie ar fi plătit 55.000 de euro pentru a avea o stea cu numele său pe celebra alee Walk of Fame din Hollywood. Cântărețul a primit și o statuetă de tip Oscar. Pentru a primi steaua, candidații trebuie să depună un dosar în care să-și prezinte calificările, o listă cu contribuții aduse comunității prin participarea la activități civice. Criteriile de acordare sunt experiența de cel puțin 5 ani în domeniu, realizările profesionale, contribuțiile aduse comunității și garanția că vedeta va fi prezentă la ceremonie. Numai că totul seamănă cu un fake, deoarece stelele nu se cumpără, dar există totuși o taxă pentru instalare și întreținere. De remarcat și că steaua prezentată în fotografie este din categoria actori și nu cântăreți, mai notează sursa citată. Vali Vigelie este un nume renumit atât printre oameni de rând, cât și printre colegii de breaslă, însă acum se pare că numele său a căpătat recunoaștere pe plaiuri străine și nu oriunde, ci pe bulevardul celebrităților de la Hollywood, acolo unde stau scrise nume mari. Deși pentru multe vedete este doar un vis, pentru Vali Vigelie a devenit o realitate de care se declară foarte mândru. Se pare că pentru a se bucura de o astfel de performanță, Vali Vigelie nu a trebuit să își demonstreze doar calitățile artistice și meritele aferente, ci a fost nevoit să și plătească, relatează Antena 1.ro.